averea săracului. Într-un sat mic, ascuns în adâncurile unui ținut liniștit, trăiau doi vecini, unul lângă celălalt, fiecare cu o viață și un mod diferit de a trăi. Primul vecin era un fermier modest, cu o viață simplă și plină de muncă. În ciuda faptului că nu avea multe resurse materiale, el se bucura de o liniște și de o mulțumire sufletească pe care mulți oameni bogați o invidiau. Fermierul își petrecea zilele lucrând pe câmp și nopțile dormind într-un somn adânc și liniștit, casa lui fiind mereu deschisă, cu ușile și ferestrele descuiate și lăsate larg deschise. În ciuda sărăciei sale aparente, se simțea într-adevăr bogat, deoarece avea pace sufletească. Celălalt vecin era un om foarte bogat, însă, în ciuda averii sale impresionante, nu se bucura de aceeași pace interioară ca cea a fermierului. În fiecare noapte se învârtea în pat, cuprins de temeri și neliniști, că averea lui ar putea fi furată. Bogăția lui devenise o sursă constantă de stres. Într-o zi, cuprins de un sentiment de generozitate, omul bogat a decis să îi dăruiască puțin din bogăția lui și fermierului. Credea că, oferindu-i o cutie plină de bani, aceasta îi va face viața mai frumoasă și îi va aduce o mare fericire. Fermierul a acceptat cu recunoștință darul și nu îi venea să creadă cât de darnic este vecinul său. Noaptea a venit și cu ea a venit și schimbarea. Fermierul obișnuit să doarmă în pace și liniște acum se află într-o stare de neliniște. Ușile și ferestrele casei lui, care erau de obicei deschise larg, acum erau încuiate strâns. Privirea lui era ațintită spre bani, iar teama că ar putea pierde banii i-a furat toată liniștea și bucuria. În dimineața următoare, hotărât, fermierul s-a dus la casa vecinului său bogat. I-a înapoiat banii, spunând: "Vecine, apreciez generozitatea ta, însă acești bani mi-au luat toată liniștea. Prefer să trăiesc în simplitate și liniște, fără frica pierderii." Morala acestei povestiri este că bogăția materială nu poate aduce întotdeauna fericirea. Adevărata bogăție vine din liniștea interioară și mulțumirea de a trăi cu ceea ce ai. Este mai bine să fii mulțumit și liniștit cu puțin decât să trăiești în teamă și cu mult stres. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.